Ninașvili a făcut o greșeală imensă. Da, dar vom face bilanțul, mai ales că vom avea și imagini de la luptele pe care judocanii noștri le-au avut la Minsk. Întâi de toate țin să le reamintesc telespectatorilor noștri, iubitorilor sportului de atletism, de clasamentul general, acolo unde conduce până în momentul de față Federația Rusă cu 23 de medalii de aur, urmată de țara gazdă Belarus cu 13, Georgia cu 6 medalii de aur, Ucraina cu 5, Italia cu 5, Franța la fel cu 5, Republica Moldova rămâne pe poziția cu numărul 31 după evoluția sambiștilor sâmbătă și duminică. Avem o medalie de argint acolo și două de bronz. România e pe poziția 15, are și o medalie de aur obținută ieri prin Laura Coman la 10 metri pușca aer comprimat. Mai sunt și două medalii pentru România de argint. Mă refer la cel obținut astăzi la tenis de masă în proba mixtă pe echipe și la proba de cuplu mixt ieri, Andreea Bogati și Dacian Barna au luat argintul la gimnastica aerobică. Mai devreme tot la sambo cuceriseră românii de peste Prut trei medalii de bronz. Zic întâi de toate, dragi prieteni, să vedem cum au evoluat judocanii la Minsk, pentru că avem și un material pe care vi-l propun să-l urmăriți. Judocanul Denis Vieru a fost aproape de a cuceri medalia de bronz la Jocurile Europene de la Minsk. Sportivul din Republica Moldova s-a impus în primele două partide de la categoria de greutate de 66 de kilograme. Mai întâi a trecut de bosniacul Petar Zadro și de israelianul Yarin Menaged. Vieru a cedat însă în sferturi în fața medaliatului cu bronz Bagrati Niniashvili din Georgia. În partida de consolare, Vieru l-a învins prin nipon pe belarusul Dmitri Șerșan. În lupta pentru locul 3, sportivul nostru a cedat tot prin nipon în fața liderului mondial Vaza Mergvelașvili din Georgia. Acesta din urmă îl eliminase în optim pe Vadim Bunescu, cel de-al doilea reprezentant al Republicii Moldova la categoria de greutate de 66 de kilograme. Bunescu s-a impus într-o singură partidă în 16-imi în fața spaniolului Roman Perez. La categoria de 73 de kilograme, tinerii sportivi moldoveni Ion Nacu și Victor Sterpu nu au reușit nicio victorie. În partida inaugurală a fost eliminat și Nikon Zaboroșciuc la categoria de 81 de kilograme. Pe scurt, a fost evoluția judocanilor noștri în această ediție a Jocurilor Europene, a doua ediție care se desfășoară în Belarus. Revenim în discuție aici în studioul Arenei cu domnul Veaceslav Bacal, nemulțumit, dar totuși unii ar putea spune că e satisfăcător rezultatul, cel puțin pentru judocanul Denis Vieru. Spuneați că sunteți antrenorului și desigur trebuie să luăm în calcul că totuși pentru medalia de bronz a luptat cu liderul mondial georgianul Mergvelașvili, cel care l-a învins și pe Vadim Bunescu la aceeași categorie de 66 de kilograme. Deci adevărul este că evident, e numărul 1 mondial, deci s-au întâlnit ei de 3 ori, unde la Masters în Sankt Petersburg, eu consider tot în sferturi de finală pierdut pe nedreptate în golden score, adică în prelungiri, a fost penalizat. După acest an, dacă ați urmărit, la Paris, o aruncat de ipon în finală la Grand Slam de Paris, lucitor. Deci nu văd eu deci o dominare a georgianului pe parcursul turneului. El cât de cât mai luau medale, undeva a fost și eliminat. Aici, surprizător, cu 7 secunde dinainte, în semifinală au pierdut la italian. Deci era o surpriză mare. Și deci Denis, ce pot să vă spun? În primul rând, eu aș pomeni că e un an foarte bun pentru Denis Vieru, are 3 tare, titluri. Bine, da, s-a început el foarte tare, deci foarte bine, Parisul, în Düsseldorf locul 5, s-ar putea să ia medalie, dar era accidentat un pic. Grand Prix-ul din Grand Antalya, Prix de Antalya, Grand Slam-ul de la Baku. De Baku. Deci eu consider Jocurile Europene, inclusiv la proba de judo și campionatul european, s-au dat două medalii. Deci o competiție politică pe parcursul deci,
analizei toate categoriile, au fost eliminate foarte, foarte mari judocani cu numele sonore. Totuși, domnule Bacal, unii au salutat lansarea acestei competiții tocmai pentru că ar fi una care să-i pregătească, să-i testeze pe atleți înainte de Jocurile Olimpice de vară, pentru că tocmai Jocurile de vară se desfășoară exact după un an după cele europene. Deci obișnuința normală la noi pe parcursul tot anii precedenți, deci campionatul european este în aprilie. Deci în categorie 66 de kilograme, deci este o surpriză, au abandonat doi, eu spun vedetele al categoriei 66 de kilograme, doi izraeliteni, deci numărul 2 mondial de 81 de kilograme, care au refuzat această competiție. Eu cred că... Pentru că sunt prea obosiți, dacă înțeleg. Și... Deci noi avem săptămâna viitoare campionatul mondial universitar, Jocurile Universitare, unde el... totuși ca un campionat mondial între studenți și peste o lună de zile mare, mare campionatul mondial unde este punctajul maximum și început de 25 de mai, deci în clasamentul pentru calificarea se dă 100% punctajul și mulți sportivi de elită mare deci se păstrează pentru marele rezultat că toată lumea vrea medalie mondială și calificarea la Jocurile Olimpice. Și cred că eu este o strategie tactică. Dar noi am mers pe tot. Deci am vrut de toate și cum s-a spus sportivul Denis, este un proverb rusă, за двумя зайцами погонишься, не поймаешь ни одного. După doi iepuri, dacă da, alegi, nu așa, așa și cam... Aceste jocuri europene totuși au fost copiate de la cele asiatice, jocurile europene asiatice și de la cele panamericane. S-a vrut totuși să fie o oportunitate pentru atleți care să-și testeze forțele. Nu sunteți de acord în privința celor care luptă la judo sau în genere? Nu, eu vorbesc numai de proba judo, deci eu vorbesc numai de proba noastră, dar pe altă parte, cum să spun, locul 5 tot e bine, deci el s-a ridicat, deci s-a acumulat niște puncte, s-a ridicat în, o păstrat numărul 4 mondial, deci acum cu siguranță va depăși o poziție pe Kazacu în clasamentul olimpic, va fi numărul 3, asta sigur. Deci nu-i rău, nu-i rău, dar pentru el, pentru țara, pentru federația, pentru mine, pentru noi toți, deci dacă aș avea o medalie era super, două medalii și Jocurile Olimpice și europene, unde eu cred că după turul 2 nici nu se punea problemă că el rămâne fără medalie. Eu aș gândeam că cum s-a petrecut eliminarea după turul 2, că cu siguranță va deveni campion. Dar am selectat mai devreme și chiar vreau să vă rog regia să ne pregătească imaginele cu Denis Vieru și cu performanța sa la aceste jocuri europene și pe dumneavoastră în calitate de antrenor am să vă rog să analizați evoluția acestuia. Am selectat tocmai meciul pe care l-a pierdut pentru atunci când a luptat pentru medalia de bronz cu același georgian lider mondial Mark Velașvili. Vor apărea în scurt, foarte scurt timp imagini, de altfel iată, sunt și astea și vă rog să privim spre ecran. Iată un prim procedeu pe care îl încearcă sportivul nostru. Aici a rămas echilibrat georgianul și va fi al doilea procedeu pe care îl aici încearcă era, Vieru. Aici era gata să puncteze. Cu siguranță au făcut un pic cu mâna stângă, dacă tragea o secerare pe interior, pe partea dreaptă. Ba, aici au făcut o greșeală mare, ea că iată, acum aici a pus a el, în pod. A pus mâna dreaptă neexplicabil. A pus mâna dreaptă neexplicabil. Și o greșeală, domnule Bacal, aici s-au și gândit antrenorii o vreme, au analizat această aruncare, după care au hotărât că jucătorul nostru a căzut
în pod, după cum spuneam. Vom vorbi în scurt timp și în legătură telefonică, vom avea legătura telefonică directă cu sportivul nostru, care deja a revenit la Chișinău. În două cuvinte, spuneți-ne ce potențial are acest judocan. Spunem încă tânăr, are 23 de ani și o să vă întreb și pe dumneavoastră cum am făcut ieri în cazul disciplinei sambo, până la ce vârstă poate evolua, poate avea o evoluție performantă un judocan. Deci el a revenit, chiar azi am vorbit cu el la antrenament, este demoralizat în totalitate, asta este foarte rău, două zile nu a vorbit nici cu părinții, nici cu nimeni, deci o suferit. Deci avea așteptări mult mai mari. O suferit, el înțelege perfect, eu nu vreau să laud, ori să spun că eu lucrez, ori el pentru Republica Moldova, trebuie să ținem pentru a noștri. Adevărul că el a demonstrat pe parcursul începutul anului că este unul din cel mai puternici în lume, unul de cel mai puternici în lume, în categorie respectivă. Deci au demonstrat că nu fiecare câștigă Grand Slam-uri, Grand Prix-uri, să ridică atât puternic cu punctajul mare. Asta mă îngrijorează un pic, că următoarea săptămână următoare are o competiție nu mai slabă decât asta, poate s-ar putea și mai puternică între și aziatici, și japonezi, și coreeni, și mongoli, și kazaci, deci are asta și tot fac posibil să demoralizez, deci vreau să ajut psihologic să fie puternic, să uite de tot, că o rămas istoria asta numai ei. Și azi am făcut o schiță de analiză, ce, cum, unde greșeli și pe parcursul săptămânii această cât mai avem și până miercurea eliminăm niște chestii, că sunt chestiile tehnice, deci greșelile tehnice care n-avea voie el să facă. Deci, dar haideți să vorbim acum chiar cu el, pentru că îl avem în legătură telefonică directă. Te salutăm, Denis, bună seara și binevenit aici la Arena, chiar dacă e legătura doar telefonică. Seara, bună! Pe l-am alături pe antrenorul pe care îl cunoști foarte bine, domnul Bacal. Întâi de toate, oricum vreau să te felicit, chiar dacă domnul Bacal spune că nu ești tocmai mulțumit de evoluția pe care ai avut-o de la mine și ai fi avut așteptări mult mai mari. Oricum vreau să te felicit pentru această evoluție și să ne spui în câteva cuvinte cum ți s-a părut acel meci cu Margelașvili pe care l-am urmărit și noi acum câteva clipe, cât de greu ți-a fost și prin ce emoții ai trecut. Dar a fost un meci obișnuit, ca de obicei. Pur și simplu, n-a fost ziua mea și am greșit. M-a prins și de asta și-am pierdut meciul. Da, am urmărit, ai avut două încercări și niște procedee la care ai fi putut să punctezi. Da, n-am avut simplu mișcările potrivite, n-am avut norocul să-l prind și a fost o zi... Nu a mea, o zic proastă. Nu știu, așa a fost să fie. Da, în general, văd că nu ești prea mulțumit de evoluția și prestația de la Minsk din acest an. Normal că nu sunt mulțumit, pentru că am punctat anul acesta doar cu aur și acum așa o înfrângere, vă dați seama. Cam e greu. Foarte. Da, Denis, ce performanțe îți propui în timpul apropiat și chiar în anii următori? Ne interesează ce îți propui în evoluția ta de judocan în următorii ani. Sincer, sunt străde să punctez cât mai sus, dar asta este dorința mea. Dar ce o să fie, doar nu se știe niciodată, știți cum e. Tu planifici o chestie și la urmă, în final... poți să nu te realizezi. E o sumedenie de motivuri care poate și să-ți meargă, să obții victorii, turnee și competiții de mare clasă, dar poți și să dai în bar, așa că asta este ca un joc. Câștigă acel mai norocos, să zic așa. Bun, la ce medalie te gândești? La ce medalie următoare te gândești și unde anume? Pentru mine urmează două turnee foarte importante și puternice, care o să fie în Napoli, Italia, Universiada Mondială și deja mondialele
în Tokyo. Îți dorim foarte mult succes, Denis, mai ales că ai început anul cu dreptul de 3 ori medaliat cu aur. A fost în legătură telefonică directă Denis Vieru, cel mai bun luptător și la actualele Jocuri Europene de judo. Revenim în studio în discuție cu domnul Bacal. Ce ne-ați putea spune și despre ceilalți judocani prezenți, pentru că au fost un număr de 5 acolo, 3 dintre ei nu au reușit nicio victorie, din păcate. Deci, normal, s-au calificat 6 sportivi, unul era accidentat, Dorin Goțunoagă nu putea, deci acum intră în program, bravo lui că s-a recuperat foarte repede, era operat. Deci 66 de kilograme, Vadim Bunescu, și băiat bun, muncitor, dar el slăbește mult, nu deci nu intră în categoria de greutate necesară. Da, rezistență, un pic lipsă de rezistență, nu are atâta și experiență. Bine, a doua întâlnire cu numele sonoare, poate și o cazul psihologic. Deci mi-a plăcut Nacu, în 63 de kilograme, deci el s-a luptat, dacă ați văzut, cu campionul olimpic. Eu cred că o penalizare, ultima penalizare a fost pe nedreptate, deci s-ar putea, nu se știe cum s-a terminat totuși, este o numele sonoră, campion olimpic, medaliat olimpic în categoriile diferite, dar destul de bine s-a luptat, a arătat caracterul. Surpriza mare era, eu totuși gândeam, pe lângă că avea foarte grea tragerea la soț, Victor Sterpu, eu cred că este un viitor mare pentru țara noastră. El deja pe parcurs a demonstrat că poate îl bat pe oricine. Deci nu e de mult, la un turneu în, dacă aduc aminte, ultimul turneu, pe campionul categorie, pe suediezul Maciaș, au bătut la Ipon, deci au demonstrat că el poate, dar totuși lipsa e tinerel, lipsa de experiență și eu cred că dacă va munci bine în program bun și alături să fie profesor bun, dacă îl duce, eu cred că pe viitor va avea rezultate și succesele destul de mari. Deci foarte tare m-a zamăgit, deci dureros, că am lucrat și eu cu el, cred că e unicul judocan Republica Moldova, care 4 ori, 5 ori s-a luptat pentru medalie europeană junior, până la U23, locul 7 la europene, locul 9 la mondiale, s-a luptat la egal cu campionul olimpic, cu Camurzaev, și o evoluție foarte, foarte proastă și nu ne-a plăcut deloc, pe lângă că el a fost accidentat, a fost și operat. Este o chestie, nu știu. Pentru că avem foarte puțin timp la dispoziție, nu mai reușim să revedem și prestația lui Bunescu, pentru că o pregătisem inițial, dar pentru că suntem pe finalul emisiunii, vreau să vă întreb în ce condiții se antrenează judocanii astăzi? Au tot ce le trebuie pentru a-și valorifica arsenalul tehnic? Deci condițiile de antrenament sunt extraordinare. Deci sala este nouă, modernă. Federația Internațională a trimis acum un aparat modern, deci foarte, foarte, foarte bun. Deci sala de recuperare, deci sauna, piscina avem. Condițiile de antrenamente sunt foarte bune. Deci, și cum să stimulați atunci? Deci altă parte este că nu stimulați sportivii cu suficient, cu financiar, cu medicații. Deci noi în țară nu avem nici un medic specialist din domeniul sportului. Deci, a doilea rând, noi nu avem atâta farmacologie performantă. Deci, un exemplu, dacă la mașină nu schimb ulei la timp, dar omul viu, deci atâta transpirație, deci ziua de azi... În general are nevoie și de regim alimentar, și de susținere financiară, și de condiții în care să se antreneze, despre da, care spuneți că sunt mai ok. Eu mă mir cu condiții, deci la general ce avem noi în țară, sportivii noștri, nu numai la judo, și la greco-romane, performanță enormă, și aceeași sambo, vreau să felicit pe ei cu 3 medalii, și alții doresc numai succes.
au probleme, aceeași probleme. Deci nu suficient cu comparație cu Rusia, cu Franța, aceeași România. Bugetul României este enorm. Numai Ministerul Tineretului și Sport pentru judo un an de zile are $1.100.000. Iată, aveți toate motivele, domnul Blebacal, să vă adresați și guvernanților pentru a cere mai multe stimulente, inclusiv financiare, pentru sportivii noștri și sunt sigur că nu e singura disciplină unde sportivii nu sunt suficient de stimulați. Țin să vă mulțumesc foarte mult pentru această participare la emisiunea Arena. Vă mai invităm aici la TVR Moldova și sigur că vă urăm mult succes și să reușiți ceea ce v-ați propus și despre ceea ce ne-a spus și în emisiunea de astăzi, să eliminați acele erori de care au dat dovadă, din păcate, unii sportivi la judo, la aceste jocuri europene. Vă mulțumesc pentru participare și dumneavoastră, dragi telespectatori, iubitori ai sportului, vă mulțumesc pentru faptul că ne urmăriți. Vă invit să faceți același lucru și mâine, seară, de la ora 21, și nu uitați că edițiile vor continua până vineri seară. Numai bine!